Mații, momente grele pentru Tudor Gheorghe. Maestrul a postat un strigă de durere pe Facebook. Cea mai dureroasă amintire, un an de la moartea soției sale, care a fost alături timp de 55 de ani. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor. Acum un an treceam prin cea mai tristă perioadă din viața mea. Doamna Tudor se stingea la ATI după 20 de zile de luptă cu SARS-CoV-2. Ne-a luat multe luni să ne revenim. Voi mai zâmbi? Desigur. Dar rămășițele acestor zile și nopți vor rămâne agățate de sufletul meu, mereu, a scris Tudor Gheorghe pe pagina personală. Peste 12.000 de fani au reacționat la momentele grele prin care trece marele artist. Pierderea soției a fost devastatoare pentru Tudor Gheorghe. Au fost nedespărțiți timp de 55 de ani de când s-au căsătorit. Georgeta Lucian Tudor a murit de COVID. Avea 86 de ani și s-a chinuit cumplit în ultimele zile de viață. Medicii au făcut eforturi supraomenești pentru a o salva. 20 de zile a stat internată la terapie intensivă, dar boala a răpus-o în cele din urmă. Soția lui Tudor Gheorghe era actriță, una dintre artistele emblematice ale Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. O prezență discretă, i-a fost mereu alături maestrului și l-a sprijinit în toate momentele importante din carieră.